Mănăstirea Buciumeni din nordul județului Galați și-a sărbătorit astăzi hramul. Evenimentul adună în fiecare an la Sfânta Liturghie și la convorbirile duhovnicești care se desfășoară în pădurea ce înconjoară așezământul monahal foarte mulți tineri de la școlile din județele Galați și Brăila. Anul acesta, peste 1200 de tineri au participat la pelerinajul prilejuit de hramul mănăstirii. Sfânta Liturghie de Hram de la Mănăstirea Buciumeni a fost oficiată astăzi de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la altarul de vară. Tot astăzi a avut loc și pelerinajul tinerilor de la Mănăstirea Buciumeni, ajuns anul acesta la cea de-a 27-a ediție, tema generală a manifestării fiind dedicată rugăciunii. Cu acest prilej, Paraclisul tinerilor din pădurea Buciumeni a primit o ocrotitoare spirituală pe Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab. Premianții rugăciunii din eparhia Dunării de Jos, însoțiți de preoților, de cadrele didactice, și-au dat întâlnire și-au promis că din catedrala cu vitralii foșnitoare acceptă să devină fiecare catedrala inimii rugătoare, așa cum se vede. Dar pentru a învăța cum să se roage, le-am ales un dascăl al rugăciunii, care recent a fost arătat de Sfântul Sinod și de Preafericitul într-un loc de Sihaștri, la doi pași în Mănăstirea Sihastru. La Buciumeni, altarul din pădure a fost închinat de astăzi Sfintei Cuvioasei Maicii noastre, Teofana Basarab, care ne învață rugăciunea din inim. La hram au fost prezenți și tinerii din grupele catehetice care au participat la concursul național catehetic Rugăciunea în viața mea. La acest concurs, Arhiepiscopia Dunării de Jos a participat cu 1060 de elevi din 59 de grupuri catehetice parohiale. La această ediție au participat peste 1200 de copii la Sfânta Liturghie și la evenimentele ce au avut loc după aceasta. Efectiv, au fost premiați 60 de premianți la nivel național. În al preasfinția s-a le oferit premii în bani și în obiecte bisericești. După ce au fost premiați, copiii au luat masa în pădure, au avut loc dialogul duhovnicești între ei și părinții care au participat la această ediție. La acest concurs, parohia noastră a obținut locul întâi, iar în data de 21 mai, la hramul istoric al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel ne-a felicitat pentru implicarea și activitățile pe care le-am desfășurat cu acest grup. Astăzi, în al preasfințitul Părinte Casian, de asemenea ne-a premiat pentru implicarea și activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul acestui concurs. Am fost întâmpinată de o atmosferă foarte plăcută în natură, alături de alți credincioși cu care am cântat, cu care am simțit că fac parte dintr-o religie foarte frumoasă. A fost o atmosferă foarte relaxantă, am putut să comunic cu mulți oameni în jurul meu și mă bucur foarte mult că am fost răsplătit pentru eforturile depuse la Olimpiadă, la Olimpiada de Arte, unde am luat locul întâi pe secția grafică. Ne-a făcut plăcere să venim în această zi la Hramul Mănăstirii Buciumeni, alături de colegii mei din grup. Am cântat în pădure. După tradiționala agapă din mijlocul pădurii, au fost formate grupele pentru convorbirile duhovnicești cu tinerii. Coordonatorii acestora au fost preoții însoțitori și profesorii de religie.